Salut, mă cunoaște toată lumea, vă cunosc pe toți. E bine. Bun, deci prezentarea asta în Applicative Application. Deci am folosit calamburul ăsta, am vrut să arăt cum am aplicat conceptul de aplicativ în CodeBase. Cam asta s-a vrut a fi. Și aici a ajutat alinierea. Cum am făcut OpenTSDB Query Batching folosindu-mă de structura de aplicativ, de abstracția de aplicativ. Cam ăsta ar fi subtitle-ul pentru prezentare și despre OpenTSDB o să vă zic mai încolo. A lucrat cineva cu OpenTSDB? Ok. Vă zic mai încolo care treaba cu el. Înainte de toate însă, un pic de avertizare. Deci la proiectul ăsta am lucrat acum vreun an, dar nu știu cum se face că la toate proiectele mă întorc după un an, văd în Git history că după un an revin să mai fac ceva. Acum am revenit să fac o prezentare. Și pe vremea aia m-am încurcat în lucruri și am avut probleme explicând ce anume vreau să fac. Și asta era pe chat-ul de Gitter, nu știu dacă se vede, dar la un moment dat lumea ceda, știi, puneam întrebări, bă, dar aia cum faci, mi-explicau, nu, vreau să fac altceva. Și până la urmă ceda fiecare, zicea, sorry, I need to focus on something else, sau I can't parse that, și I'm busy today, ok, bine, hai, asta e, n-am ce face. A trebuit să mă descurc singur, dar în fine, m-au ajutat băieții ăștia până la urmă cu, nu știu, am încercat și ce mi-au zis ei, am mai modificat, a fost ok. Ideea e așa, că am avut dificultăți să explic ce vreau să fac atunci și cred că o să fie destul de greu și astăzi, dar încercăm. Deci ce facem astăzi? O să zic care e problema pe care am încercat să o rezolv și anume interogare de date dintr-un time series database, OpenTSDB se numește. TSDB, Time Series Database, evident. Și problema era ținea de business, care era use case-ul de business pe care am încercat să-l optimizez de fapt și trebuia să fac niște date niște agregări pe datele din OpenTSDB. Asta a fost, e problema oarecum mai de fațadă, așa, adică mi-a venit ideea din premizele astea de business, dar cumva am implementat soluția și pentru că mi-a plăcut, deci a fost și o chestie personală, mi-a făcut plăcere să fac asta. Așa că nu știu neapărat cât de utilă e, dar mi-a fost mie util atunci când mi-a făcut plăcere. În partea a doua prezentării ne uităm la soluție. În primul rând, de unde m-am inspirat, deci cum au decurs lucrurile ca să ajung cumva la idee. După care ne uităm cumva la intuițiile din spatele codului. Și în final ne uităm și la cod. Deci pregătim terenul pentru cod cu intuițiile și după aia ne uităm și la cod. Probabil că n-am să scriu nimica, s-ar putea să fiu prea emoționat ca să scriu ceva, deși asta am vrut, dar măcar trecem prin el. Și la final, așa ca la orice paper care se respectă, future work. Am niște idei de viitor, dar încă nu am un proiect pe care să experimentez lucrurile astea. Așa că sunt în căutare de proiect pentru ăsta. Bun. Deci, ce e OpenTSDB-ul ăsta? Cum arată? Time Series Database te lasă să stochezi valori per instanțe de timp. Cumva, nu știu, dacă ai un dispozitiv și în cazul nostru sunt centrale electrice care la fiecare secundă au o altă valoare pentru putere sau ceva, noi stocăm datele astea, ca să le avem istoricule, stocăm în OpenTSDB. Pentru fiecare timestamp stocăm o valoare. Și aici am un mic exemplu. Felul de interacționare cu OpenTSDB-ul e printr-un HTTP API, nu pot să-i zic REST. E HTTP API, faci un HTTP post la adresa respectivă, API put, deci faci post la put. Și în cazul ăsta fac post la două intrări, una pentru metrica A și a doua pentru metrica B. Prima este pe un anumit timestamp, are valoarea 10, a doua pe alt timestamp are valoarea 20. Și după aia poți să le citești. Faci un post la query în care trimiți data de început a intervalului pe care vrei să obții niște date, data de sfârșit a intervalului, în ce time zone sunt datele astea calendaristice, după care ai un array de queries pentru fiecare metrică pe care vrei să o interoghezi. Și în cazul ăsta vreau să iau datele în intervalul la start-end între pentru metrica A și metrica B. Și cam așa arată interfața, este rudimentară, buggy câteodată, dar ne facem treaba cu ea cum ar veni. Și o să vă arăt așa un pic cum funcționează treaba asta. Am scris un Docker Compose file prin care pot să pun în picioare
OpenTS DB local și toate treburile astea o să le bag și în repository, într-un repository de Git, poate vrea cineva să joace cu ele. Adică cumva, dacă vrea cineva să experimenteze cu soluția asta, într-un mediu oarecum setup și limitat așa, se poate prin Docker. Bun, acum să vedem când durează ceva până pornește interfața. Asta e interfața și avem am niște scripturi aici, alea de le-am arătat mai devreme, prin care facem post și pot să-l execut. Să mă duc în altă parte, îi zic put data, o să-mi returneze un 204 nou content, că înseamnă că s-au salvat cu succes. Și am scriptul ăsta la altul prin care scot niște date. Deci am salvat pentru metrica A și B, poți să mai pui pe metrici. Metricile sunt ca niște tabele și poți să mai pui și niște taguri pe lângă metricile. De exemplu, dacă metrica se numește device power, la taguri poți să ai device ID sau da, ceva de genul, ca să știi pentru ce device ai salvat, ai salvat datele. Și să văd acum dacă merge scriptul ăsta. Da, a scos, mi-a scos pentru metrica A, din cauza, i-am cerut aici o singură, i-am cerut două secunde de date, astea, și mi-a returnat valorile astea. Am salvat doar două valori pentru fiecare metrică și na, e un JSON în care am valorile. Bun. Ce e de remarcat aici e următoarea treabă. Deci când am salvat, pot salvez mai multe recorduri în același timp. Am un array de records. Dar în același timp și când fac query, pot să, în același request pot să pun două queries. Deci pot să fac batching la queries și asta am eu aici. Deci am două query-uri pe același time interval, dar la metrici, a.k.a. tabele diferite. Bun. Și asta o să ajută în viitor când vedem cum am vrut să optimizez lucrul. Ok. Next. Ah, ia să arăt și puțin interfața. Nu, e ok, mai încolo. Deci asta era interfața, s-a blocat? Da, s-a blocat. Mai pic. E un fel de logging, adică, na, normal, o bază de date relaționale SQL este mutabilă, deci nu o să ai date istorice. Pentru că noi avem de multe ori nevoie de date istorice și vrem să facem debugging, funcționează ca un fel de logging atunci, sau, nu știu, vrem să facem rapoarte la sfârșit de lună. Și atunci, la fel, vrem date istorice. Ok. Bun, și de care a fost business use case-ul? Da, stocăm date istorice în OpenTSDB și la sfârșit de lună să fac niște rapoarte pe baza lor. Rapoartele astea nu prea știu tot ce cu ele, dar în fine, cineva face niște agregări pe metricile alea și se generează niște PDF-uri. Ce se întâmpla în trecut în aplicație era că totul era calculat la sfârșitul lunii, direct din OpenTSDB database, adică se duceau acolo și luau datele istorice pe toată luna, ceea ce însemna că dura destul de mult să generezi un raport. Trebuia să-l pornești dimineața și probabil că seara l-aveai gata. Ce s-a gândit cineva din business, care are și înclinații de programatoare, a zis, băi, vreau să precalculez niște agregări din astea la intervale configurabile, și la sfârșit de lună, în loc să calculez tot ce s-a întâmplat în fiecare secundă din lună, îmi folosesc agregările astea. Cumva astea reduc granularitatea, dar măresc viteza de execuție la raportul respectiv. Și asta, cumva, la proiectul ăsta am lucrat, unde la perioade configurabile, deci la diferite frecvențe, de exemplu 5 sau 15 minute, se rulează o funcție care se uită pe intervalul ăla de 5 minute și face o agregare, un average sau, mă rog, ceva mai complex, care are, nu știu, are relevanță din punct de vedere al business-ului. Agregările astea se numesc roll-ups. Nu, am zis că noi le numim roll-ups, dar cam ăsta e termen generic. Să iei niște date, le rulezi și scoți un rezultat. E un fold până la urmă, dar un pic mai complex. Da, și beneficiul ăla ar fi că scade timpul de generare pentru rapoart. Bun. Acum m-am gândit eu așa că aceste roll-ups arată ca niște funcții, cumva. Deci codul să fie în scala. Dacă cine are probleme să înțeleagă scala, poate să mă întrebe. Dar am încercat să o păstrez destul de simplă până la un anumit punct.
Deci am zis că așa, un roll-up din ăsta ia o listă de data points, metrica cum ar veni, unde un data point e practic o tuplă de la un timestamp la o valoare. Deci instanța în timp când s-a petrecut ceva și valoarea acelei metrici și scoate un rezultat final care e agregarea. Unele însă sunt mai complexe, nu primesc o singură metrică, primesc mai multe metrici. Deci poți să ai un număr, în funcție de roll-up-ul pe care vrei să-l calculezi, poți să ai un număr mai mare de metrici, diferit de, nu, mai mare decât unul, da. Și golul. Scopul meu a fost să optimizez pattern-urile de acces pe rețea, cumva. Adică să fac cât mai puține request-uri HTTP. Asta și în urma unei discuții cu un colegul care a scris versiunea 1 a aplicației și a zis: bă, uite, eu nu spun ce aș vrea să faci, că nu vreau să te influențez, că am lucrat, dar cumva ar fi bine să te gândești la treaba asta, dacă se execută mai multe mai multe request-uri care sunt identice, se execută în paralel, ce ai putea să faci? Și atunci n-am știut exact, când mi-a zis de treaba asta, n-am știut exact cum voi face și am știut doar că vreau să fie codul cumva declarativ, să spună ce vrea, nu neapărat și cum vrea să fac. Și partea de cum vreau să fac treburile astea să o împing la un nivel mai înalt al aplicației. Acum facem un pic așa, ca în romanele moderne, în care ne ducem un pic mai în trecut, acum prin 2014, deci până să mă angajez la firma asta, până să lucrez la proiectul ăsta. Și o să zic un pic despre cum cumva încet, încet s-a construit toate conceptele astea, tot arborul ăsta de concepte s-a construit la mine în cap, pe baza căruia am făcut optimizarea. Prin 2014 am văzut un gist despre IO Action, vorbea despre cum să modelezi side effects într-un mod pur. Și ce făcea era că reifica, nu știu cum se numește, cum se zice în română, reifica cumva acțiunile astea de consolă, de read line și print line, le traducea, le modela printr-un abstract, data type algebric, acel IO Action. Și practic dacă voiai să scrii un string pe consolă, îi ziceai put de acel string. Dacă voiai să citești, era get. Și funcțiile de la linia 5 și 6 sunt practic așa, un fel de syntactic sugar paste care îți construiesc acele variante. Deci sunt un fel de factories, să zicem. Iar de la linia 5, pe acolo unde avem identificatorul la hello, by the way, ăsta nu e scala, adică în caz că sperați, ăsta nu e scala, e Haskell, da? Deci la linia 15 unde avem binding-ul la hello, cumva arată cum se folosește API-ul ăsta sau termen alternativ, embedded domain specific language. Un domain specific language care al cărui domain este doar terminalul și de la care nu poți decât să citești și să scrii. Ai doar get, put și toate astea. Și demonstrează cumva asta într-un mod oarecum monadic, pentru că la linia 22 binding-ul hello 2 se folosește de do notation din Haskell. Deci cumva îți spune că ceea ce a făcut se pliază foarte bine pe interfața de monade din Haskell. Bun. Și asta a fost cumva prima idee, în sensul că poți să modelezi un set de efecte, de side effects, printr-o structură de date. Apoi la vreun an după sau ceva, am auzit și de free monads, care la fel m-am întrebat ce e cu ele, am mai căutat și la astea era aceeași idee. Ai niște acțiuni pe care vrei să le cumva ridici la nivel de structură de date, în cazul ăsta era ceva mult mai generic. Faptul că vrei să encodezi secvențialitatea între două statements printr-o structură de date, care e free monad. La vreo 2 ani după aia am văzut o prezentare în care zice un tip așa oarecum, nu știu, vrea să strânească vâlvă, zice: hai, treci peste free monads, hai să facem loc la free applicatives. Și că ok, bun, hai, ce-i cu free applicatives astea? Auzisem de aplicativ că cumva în anumite situații sunt mai benefice decât monadele, dar nu știam cum, așa că m-am uitat la prezentarea tipului și m-a făcut să înțeleg niște treburi despre asta. Am mai căutat un paper după aia, sau mă rog, am căutat papers despre free applicatives și am găsit treaba asta, la care zice așa, că applicative functors are to be preferred to monads when the structure of the computation is fixed a priori. Deci dacă cumva știi ce vrei să faci, atunci dacă deciziile din program nu sunt luate la runtime în funcție de valorile produse de program în timpul rulării,
atunci e mai bine să folosești un aplicativ. De ce? Pentru că asta te lasă să analizezi cumva structura codului și pe baza lui să faci optimizări posibil. Și tot aici zice că we show how free applicative functors can be used to implement embedded DSLs which can be statically analyzed. Aici, dacă nu ai cumva experiență cu treaba asta, s-ar putea să sune dubios cum poți să faci static analysis la un embedded DSL, dar de fapt acel static compile time al DSL-ului este de fapt runtime-ul metalimbajului. Deci este static relativ la embedded DSL, dar este la runtime relativ la runtime relativ la metalimbaj. O să mai ating punctul ăsta și mai încolo. O idee similară a avut Simon Marlowe la la Facebook. Au un proiect se numește Huxel. N-am citit paper-ul încă, am vrut să-l citesc pentru prezentarea asta, dar evident că am procrastinat până n-am mai de pe antrenat slide-urile cu jumătate înainte să ajung aici. Dar, în abstract, spune despre soluția lor că the application code is written without the use of explicit concurrency constructs while the implementation is able to batch together multiple requests for data from the same source and fetch data from multiple sources concurrently. Și cumva se potrivește cu ce am făcut eu. Nu știu detaliile, dar dacă cumva a mai avut și altcineva ideea asta, din ce înțeleg. Și ca idee așa de bază la toate paper-urile astea pe care le-am și resursele pe care le-am enumerat, ar fi că conceptul de aplicativ uite ce am făcut aici. Ne lasă să optimizăm arborele de sintaxă al unui embedded DSL la nivel global. Deci putem să avem un DSL, îl scriem în programul nostru și cumva mai sus în program putem să facem o optimizare la nivel global la tot felul în care a fost folosit acel DSL. Deci cumva putem să adunăm bucăți din DSL, din toate părțile programului și să le optimizăm într-un singur punct, având o vedere de ansamblu. Ok. Bun, asta a câta parte era? Cred că era a cincea. Da, intuiți. Acum o să trec așa un pic, o să construiesc un pic de la funcții, o să trec de la funcție să mă duc un pic la monade și aplicativ ca să arăt cumva cum se construiește încet conceptul ăsta, cum l-am perceput eu cel puțin. Și o funcție, ăsta e un apel de funcție, da, e simplu. Am o funcție f și dau un argument a. Funcția are un tip de la A la B, unde A și B sunt tipuri generice. Valoarea A are tipul A, tipurile sunt compatibile și îmi returnează un B. Aici e folosită sintaxa de aplicativ din Scala, care tot ce face... Deci se întâmplă același lucru aici. Trimit argumentul A către funcția F. Singura chestie în plus care se petrece aici e că mai pun un layer de abstracție peste. Acel F îl... Să facem așa. Deci F-ul ăsta de aici îi pun un layer peste și se transformă într-un FF. Adică ăsta o să aibă un tipul ăsta. Îi pun un layer peste. Iar acest F se transformă într-un F de A. Și toată treaba asta de aici o să aibă tipul FDB. Deci n-am făcut nimic. Cumva conceptual am tot un apel de funcție în spate. Numai că se mai întâmplă ceva pe lângă ele. În sensul că acel FF reprezintă... de fapt nu, F-ul ăsta de aici va mai avea un context pe lângă valoarea produsă care e o funcție. Și A-ul ăsta care e o valoare pură la fel va fi băgat într-un context în care se mai întâmplă altceva. F-ul ăsta, care câteodată se mai numește effect, face ceva. Poate să facă IO, poate să menține o stare, poate să ceară niște dependențe printr-un parametru, poate să reprezinte opționalitate, diverse. E un F generic, se
e higher kinded, în sensul că e un type constructor, F-ul ăsta e de la star la star. Deci un type constructor care primește un parametru de tip și returnează un tip și aici am constrângerea că vreau să fie aplicativ. Aplicativ ca să pot să am acces la funcția asta pure, care îmi ridică o valoare pură în contextul de aplicativ și apoi să am acces la funcția asta la altă app, care îmi apelează o funcție dintr-un context cu un argument din alt context. Deci cumva se duce înăuntru contextului și poate să-mi facă apelurile. Ok. Întrebări până aici? Deja începe să devină complicat că e sintaxă scala, dar nu. Un pic mai simplu ar fi dacă funcția noastră, example 3 ăsta, ar primi două argumente. Hai să o luăm iarăși. Sau mai bine hai să o scriu. Deci dacă avem ăsta example, scuze, avem iarăși un higher kind of type care e aplicativ și avem două tipuri, două parametri de tip. Și f-ul nostru va fi de tip f de ab, adică am o funcție deja în context, se întâmplă, a fost produsă de ceva, de exemplu funcția asta ar putea fi produsă în urma unui apel pe rețea, să zicem. Iar f-ul ăsta e apelul de rețea. Apoi a-ul este un f de a și voi produce un f de b. Bun. Din cauza că am deja valorile astea wrapped, nu mai trebuie să apelez pur și pot să fac doar f de up de a. Și asta e tot. Acum în scala, apelul de funcție e de fapt syntactic sugar. Treaba asta de aici, când apelez o funcție cu o valoare a, de fapt syntactic sugar pentru asta. Și ce vreau să zic e că sintaxa asta de aici e foarte similară cu asta. Deci te lasă aplicativ, te lasă cumva să vezi un program care are side effects sau effects, te lasă să le vezi ca funcții și argumente. Atât. Ar fi poți să-i zici că e și un fel de operator overloading, dacă stai un pic să tragi așa de metafore, să întinzi metaforele. Bun. Întrebări până aici. Super. Așa, asta am arătat. Da, și ce am zis eu, că mie mi se pare că aplicativ te lasă să faci, să ai un DSL care arată ca niște funcții, mă rog, apeluri de funcții și te lasă să-i faci embed în programul tău, în limbajul, metalimbajul pe care o folosești de obicei la lucru. Bun, acum să ne uităm un pic la dependențe de valori și de efecte și asta atinge cumva, construiește pe baza unui slide din prezentarea lui Vlad de data trecută, în care suntem îndrumați cum să alegem una dintre instanțele respective, monad, aplicativ sau whatever. Și prezentarea despre aplicativ, deci cumva drumul e... Sau ba nu, de fapt, ce am folosit eu, aplicativ are și pure, nu are doar app. Deci aplicativ are pure și app, iar ăsta are doar app. Și ce am folosit eu, de fapt, doar asta. E nici nu. Acolo. Ok. Bun. E din patru pași treaba asta. O să ne uităm la combinații de două treburi. Dependențe între side effects și dependențe între valori. Și cumva sunt, poți să ai side effects sau nu, poți să ai side effect dependency sau nu, poți să ai data dependency sau nu. Și cumva astea două generează patru variații. Aici avem două funcții, foo și bar. Ambele produc stringuri. Cele trei semne de întrebare sunt valide scala și eu o să arunc o excepție când rulez funcția asta. O să zic că nu e implementat. Bun, ce știm despre funcțiile astea? Păi, fiind scala, nu prea știm așa multe, pot să aibă side effects, din cauza că e limbajul impur, pot să aibă side effects. Deci, nu știm prea multe. Când le apelăm, nu avem data dependency între funcții, în sensul că bar nu depinde de o valoare produsă de foo, asta ar fi un data dependency, și, și asta ar fi o chestie care ar lăsa compilatorul să le ruleze în paralel, să zicem. Din cauza că foo nu depinde de bar, nu contează dacă mai întâi evaluezi foo sau bar. Din cauza că limbajul e impur, nu știm dacă nu cumva e musai să apelăm foo înainte de bar. Gen,
mai întâi vrei să pui bricul pe foc înainte să torne apă sau ceva de genul ăsta. Adică contează. Așa că nu, un compilator nu poate să facă nicio optimizare în zona asta de cod, pentru că e prea multă libertate acordată programatorului prin faptul că limbajul e impur. Deci programatorul are libertate, dar nu are compilatorul. Varianta a doua în care putem să avem side effects și avem și data dependency. În cazul ăsta, ambele funcții returnează string, însă a doua primește un string, iar folosirea e cam așa, apelăm foo, produce o valoare a, după care bar cu valoarea produsă de a. În cazul ăsta este clar că bar nu poate fi executat înainte de foo, adică e cam în sens aici. Și aici e clar, oricum ar fi limbajul pur sau impur, e clar compilatorului că, ba nu, nici măcar, că dacă ar fi lazy nu e neapărat musai să le execute în ordinea asta. Dar în principiu, compilatorul știe că trebuie să execute mai întâi foo și de-abia după aia bar. Bun. Versiunea a treia în care nu avem nici side effects și nu avem nici data dependencies la funcții. Și pentru asta am ales funcțiile foo și bar. De data asta returnează un task de string. Task e un fel de IO din Haskell. Face parte dintr-o bibliotecă scrisă de Alex Nedelcu, Monix se numește, și la ora actuală e cam state of the art în ceea ce privește IO monads în scala. Deci noi o folosim peste tot și de fapt, nu numai, la toată lumea e entuziasmată de treaba asta, că e foarte, foarte performantă. Bun, deci acum avem niște funcții care spun clar că rezultatul lor este produs într-un anumit context. Contextul ăsta task fiind un fel de IO, da? Și când le apelăm, nu avem data dependencies între funcții, dar ca să producem o valoare, vrem să spunem că mai întâi executăm A, după care executăm B. Doar pentru binding-urile A și B, din cauza că valorile sunt pure, compilatorul ar putea să le execute în orice ordine vrea, numai că valorile sunt lazy cumva și trebuie să fie explicit că trebuie executate secvențial prin acel apel la flatmap. Mai întâi execut A, după care cu valoarea produsă, care nu mă interesează în cazul ăsta, o ignor și apoi execut B-ul. Aici la B, scuze. Da, returnez B-ul. Bun, asta e secvențială, dar pot să am și la varianta paralelă la acel val D. Am A și B, din cauza că nu au data dependencies între ele. Pot să le executăm paralel dacă știu că nu au nici effect dependencies, adică pot să fac în orice ordine vreau acel efect. Și acel mapen cumva spune că nu contează ordinea de execuție. Mapen e o generalizare a lui map2, care e altă formulare pentru aplicativ cumva. Și e generalizare în sensul că pot să am, aici am o tuplă A și B și fac mapen, dar pot să am o tuplă de mai multe elemente. Pot să am A, B, C, D și după aia mapen și primește cele patru valori rezultate. Bun, iar la final de tot, pentru că tot ce am construit înainte era de fapt o descriere a programului, o descriere a side effect-urilor, la final de tot pot să apelez unsafe run sync și asta o să-mi evalueze efectele. Da. De ce ai nevoie de N-ul ăla la map? De ce nu poate să trateze tupla ca un element și să paseze ca un element în funcția? N-ul... Da, de ce există N-ul ăla acolo? Pentru că mi se pare că tupla e o singură chestie, nu N-chestie. Se referă la faptul că două în tuplă, practic. Și poți să ai mai multe valori în tuplă. Asta e doi tuple. Dar poți să ai un 3 tuple și atunci N-ul ăla zice whatever. De ce nu e doar map? Da. Pentru că map se aplică doar la o valoare, care ăla e functor și impune și mai puține constrângeri decât aplicativ. Adică functor e mai generic decât aplicativ. Poți să implementezi functor, cred că în teorie poți să implementezi functor pentru mai multe valori decât aplicativ. Și atunci poți să faci diferențiere, probabil și o problemă de limbaj, cum poți să faci overloading la nume. Da, cred că și mapa nu seamănă un pic astipă sau treaba asta, se uită în tuplu și altul tuplu e de chestii care sunt effectful. Ceva de genul, da. Practic, îți poate efectul în afară și îți dă tupla. E că statul mapen e un task de tuplu, rezultatul lui? Lui mapen sau un tuplu. Da, da. E un task de ceva, nu? De ce returnează da, up-down-ul, da, integer.
Da. Pentru că înseamnă cu sequence sau cu treabă. Da? Ai da. Începe la un fel de task-uri și obții un task de ce mai inversezi, faci o cadă efecte. Mă rog, dacă tuplui un efect, atunci că e practic. Cum e option-e și tuplui. Mie înseamnă la sequence. Mă rog, un sequence specializat. Da. Dar nu știu dacă au prea mult sens explicația, dar cam asta ar putea să-ți fac confuzie cu functul. Da. La modul ideal ai putea să pui map și aici, doar map, dar s-ar putea să fie o problemă de limbaj, să zică că nu poți să ai același nume de funcții pentru două concepte diferite. Ok, next. Ultima variantă în care nu avem side effects, dar avem data dependencies. Am lăsat slide-urile, aici nu mai am task, am IO. Rămășiță a unei prime tentative de a face slide-ul. Unde vedeți IO, puteți considera că e un task. Deci avem foo care nu primește niciun argument și returnează un string cu niște side effects pe lângă, bar primește un argument tip string și returnează un string cu niște side effects pe lângă. Acum există și un data dependencies în modul în care le folosim, în sensul că valoarea lui foo este trimisă lui bar prin acel flatmap. Și cumva îi spun compilatorului că băi, întâi îmi execuți foo pentru că am nevoie de valoarea din cadrul efectului, din cadrul acelui IO action și cu acea valoare vreau să apelez bar care îmi returnează nou IO context. Tot o să se duce în acel C care la fel e descrierea programului și la final de tot apelăm unsafe run sync ca să triggeruiască toate efectele din descrierea computației. Bun, și asta a fost tot. Acum, așa, reminder. Deci am zis că applicative lets us embed function like DSLs into our programs. Bun, deci asta ar fi o treabă și că ne lasă să facem optimizări globale pe sintaxa DSL-ului. Dar am zis și că rollups sunt un fel de functions. Bun. Și atunci ideea e așa. Să inventăm un embedded domain specific language care modelează accesul la niște time series data, deci to model time series data fetching, și să constrângem folosirea acestui DSL la o interfață aplicativă. Adică felul în care pot să folosesc DSL-ul e doar ca și când ar fi doar funcții și apeluri de funcții. Nimic altceva. Nimic altceva ar putea să însemne statements. Ai putea să ai dacă ai un DSL care implementează o interfață monadică, atunci poți să zici că DSL-ul tău poate fi tratat ca o secvență de statements, eventual. Dacă e limitat la o interfață aplicativă, DSL-ul se comportă ca și când ar avea doar funcții și apeluri de funcții. Bun, și dacă facem asta, știind din paper-urile pe care le-am enumerat că poți să faci analiză statică pe ADSL, atunci aș putea să mă folosesc de treaba asta, să detectez cu ce valori am încercat să accesez OpenTSDB-ul, să le colectez undeva, după care, după ce am colectat tot, în tot programul meu, să fac batching, să elimin query-urile duplicate și de-abia după aia să execut apelurile de rețea. Deci am cumva limbajul ăsta embedded, interpretorul e scris de mine în metalimbaj în Scala pentru acest embedded DSL, însă interpretorul default nu face mare, îi face doar apeluri de rețea. Însă între interpretor și limbaj aș vrea să pun un optimizer care să-mi facă mie optimizare la DSL și de-abia după aia să execut apelurile de rețea. Bun, și aici o exemplificare. Să zicem că avem două rollups, rollup A, B și A, C. Sufixele sunt acolo ca să indice ce metrici folosesc. Rollup A, B folosește metrica A și B. Rollup A, C folosește metrica A și C. Implementarea naivă, să zicem, așa, ar face două request-uri pentru metrica A, pentru că apare în două locuri. Ce putem să facem însă este să extragem o variabilă în care stocăm valoarea metricii A și apoi o refolosim. Și putem să facem asta pentru că, într-un fel, e un limbaj pur. Datele din OpenTSDB nu se schimbă. Deci odată accesate, alea sunt. Dacă baza de date ar fi mutabilă, nu ar fi imutabilă, mă rog, și OpenTSDB e mutabilă, dar o tratăm ca imutabilă. Deci odată ce ai scris o valoare, aia e. Din cauza că sunt imutabile datele, atunci pot să fac treaba asta. Și asta e un avantaj, e interesant că în cazul ăsta e un avantaj într-un sistem distribuit, nu neapărat în cadrul unui limbaj. Deci ai un fel de referență transparențială, așa era?
transparență referențială într-un fel de sistem distribuit. Bun, și putem să facem asta. Numele ăsta are, în literatura despre compilatoare, are un numele de Common Sub-Expression Elimination și o pagină de Wikipedia care fix asta zice. Dacă ai în expresiile alea aritmetice B ori C, apare de două ori, poți să extragi o temporară prin care execuți o singură dată expresie. Mă rog, ce am arătat și cu rollups. Dar ideea, ce am vrut să zic, e cumva DSL-ul trebuie să arate în felul ăsta oarecum. Așa. Și nu știu dacă o să scriu, nu cred că o să scriu prea mult, dar da, deci EDSL compiler ăsta e un optimizer într-un fel. Nu doar execută apelurile de rețea, face și ceva înainte. Ok. Și hai să vă arăt cum am făcut treaba asta. Întrebări până aici? Bun, deci să șterg chestia asta. Că nu mai am nevoie de ea. O să am așa, am funcția asta main prin care o să rulez eu ce se întâmplă. Și o să trimit printr-un argument dacă vreau să rulez varianta optimized sau unoptimized. Unoptimized face direct apelurile la rețea, optimized face transformările astea. Și cam asta face main. Bun. Ce mai am aici? Am un HTTP client care... tot ce trebuie să știm despre el e că primește un URL, un body, care body poate fi scris ca și JSON și returnează un IO action de un response care poate fi citit ca și JSON. Deci am o infrastructură de bază prin care pot să trimit JSON pe rețea și să citesc JSON de pe rețea cu POST. Deci orice altceva e, n-a avut sens să scriu aici pentru că mi-a ajuns pentru demo. Bun, și deci asta e HTTP client. Ok. Aici în OpenTSDB am așa, să fac. Ok. Deci am, nu ne interesează trait-ul ăsta, am câteva case classes care pot fi văzute ca și structuri sau tuple în care membrii sunt, au nume, prin care modelez structura JSON-ului. De pildă, query-ul ăsta îmi modelează treaba asta de aici. Dacă în JSON am câmpul metric, aggregator și tags, la fel și aici am metric, aggregator și tags. Aggregator te întreabă dacă vrei să, nu știu, să faci o sumă sau ceva pe rezultate, n-am avut nevoie, am valoarea default e null. Tags, la fel, dacă nu-i trimis nimic, valoarea default e empty. Bun, și asta e cumva reprezentarea la nivel de limbaj a JSON-ului de aici. Ce e în object aici e infrastructura de serializare JSON. OpenTSDB request ăsta este corespondentul pentru tot ăsta. Adică unde am start și end aici, am start și end aici. Unde am queries aici, am queries aici, care e o listă de structura de mai devreme. Serializarea de serializare se face recursiv. Deci dacă întâlnește cumva... vede că asta are nevoie de serializare, o să apeleze infrastructura de așa ceva pentru copil, cum ar veni. Ce mai am? Structura de OpenTSDB result, care e... unde e? Aici. Am un array de niște obiecte unde am aggregate tags, DPs, metric tags, toate astea. Și astea sunt... ăsta OpenTSDB result, de fapt, e doar ăsta, un obiect. Și am la fel, metric, tags, aggregate, DPs. DPs, așa ales OpenTSDB să reprezinte array-ul sau obiectul de data points. Și data points, cum am arătat mai devreme, conține un timestamp și un value. Bun, deci toată treaba asta de aici, selectată, e infrastructura de serializare, JSON. Plus, na, tipuri ca să știi ce faci pe acolo. Bun, și mai am trait-ul ăsta, OpenTSDB, care practic îmi definește mie DSL-ul. Și spun că în DSL-ul de OpenTSDB pot să fac request la o singură metrică, în sensul că, de fapt, one-ul ăla nu se referă la metrică, ci se referă mai degrabă la rezultat. Poți să ai request-uri, query-uri la care...
deci pentru un singur query poate să-ți returneze două rezultate. Și optimizarea nu pot să fac decât dacă pentru un query am un singur rezultat. Și atunci trebuie cumva să marchez asta în DSL și îi spun fetch one. Dar programatorul e responsabil să apeleze asta. Dacă nu mi-apelează asta, nu îi fac optimizarea. La fetch all, pentru request-ul ăla o să returnez toate rezultatele care mi-au venit și aici nu se face nicio optimizare, pentru că nu am cum să știu. Bun. Iar tipul ăsta generic e efectul peste care fac treaba. Are sens aici? Sau e sintaxa de scala care e destul de hidoasă? Adică aici puteam, dacă nu era generic, în loc de F-ul ăsta, puteam să am direct task. Sau IO, sau whatever. Și deci asta erau niște funcții care returnau acest rezultat în contextul ăsta effectful. Eu am zis că vreau să optimizez, să fac ceva înainte de task, înainte să întâmple treaba asta, de-aia cumva am parametrizat peste efect și mă lasă pe mine să injectez efectul pe care îl vreau eu, cel de optimizing. Dar hai să vedem cum e folosit ăsta fără optimizări. Am o implementare, deci dacă mă duc pe asta și cer implementările, o să-mi arate două. Am un non-optimizing OpenTSDB client și un optimizing OpenTSDB client. Ăsta non-optimizing primește un HTTP client și are implementările de fetch one și fetch all. Fetch one ăsta nu face mare lucru. Delegă la fetch all request-ul și scoate head-ul listei. Deci, e unsafe că e head în loc de head option, dar pentru demo merge. La fel tot pentru demo, tot accesul e la localhost 4242. Iar pentru fetch all nu fac decât un post care îmi zice că ceea ce trimit eu și trebuie serializat ca JSON e un OpenTSDB request și ceea ce vreau să-mi citești e o listă de OpenTSDB results. Și ăsta e tot clientul non-optimizing care face delegare la task, se vede aici, de OpenTSDB. Bun. Și dacă... nu, trebuie să mai arăt în main. Bun, cum e folosit ăsta acum? Dacă mă duc să văd usages, am aici. Deci am două. Deci am varianta unoptimized în care, pentru că fac scala și că seamănă cu Java, partea de dependency injection o fac cu new și tot graful de obiecte îl creez cumva înainte. Injectare prin constructor, constructorul ăsta de aici, injectez toate dependențele și la final de tot dau drumul la mașinărie. Prima treabă, trebuie să-mi creez HTTP clientul meu, care depinde și ăsta de un web service ceva, dar e third party, deci e dintr-o bibliotecă. Ăsta e HTTP clientul meu. Îl trimit ca argument la non-optimizing OpenTSDB client. Și după aia am două rollups. Rollup AB și AC, care se folosesc de acest TSDB client. Cum arată rollup-urile? Ăsta e un request cu query-ul meu în care îi cer metrica A și metrica B, după care îi zic că vreau să-mi o scoată pe prima, pe a doua și cu rezultatele vreau să-mi calculez rollup-ul, iar rollup-ul ăsta e funcție pură. Nu am niciun F pe aici, nu am niciun F în argument. Ăsta a fost rollup AB, iar AC face fix aceeași treabă. Deci aș putea să extrag ceva, dar să nu complic lucrurile, numai că în loc să ceară metricile A și B, cere A și C. Dar în rest e codul cam e la fel. Bun, înapoi până în main, unde avem unoptimized. Aveți întrebări până aici? Okay. Bun. Acum pe rollup ăsta AB, execut run. Run e funcția din rollup care îmi scoate dublul ăsta, double într-un efect. Ăsta de aici e double-ul, pot să-i adaug tipul și pot să zic că valoarea calculată de rollup AB e asta. La fel și pentru AC, valoarea calculată e asta. Am două task-uri, AB și AC, le pot băga într-o listă, după care pot să fac un sequence, underscore-ul ăsta de la capăt zice că poți să-mi ignori rezultatul final.
Pentru că am unit și aici, am unit și aici, nu mă interesează. Dacă aș fi avut așa, am returnat o listă de unit, dar n-are niciun sens treaba aia, vreau doar un unit și sequence underscore îmi scoate dintr-o listă de task-uri, asta de aici, îmi scoate un task de unit. Și asta ajunge mai departe în main și task-ul ăla e executat cu unsafe perform IO sau cum se numește. Bun. Acum, o să execut treaba asta, intru în consola de SBT, mai întâi în schimb trebuie să generez niște metrici și am pentru asta am aici un tool, un metric generator care nu trebuie înțeles, trebuie doar executat. Și dau run în consola de SBT care îmi face compile și test și run și tot ce mai e nevoie pentru Scala. Și aici îmi spune că a detectat mai multe main classes și pe care vreau să rulez. Vreau să rulez ăsta metric generator care e 3, pun 3 și îmi generează pentru metrica A, mai rulez și pentru B, la fel 3, ok, și mai rulez și pentru C, 3. Bun. Acum dacă aș verifica, probabil că o să-mi arate un desenul ăla pe care l-am pus și în screenshot, dar mi arată treaba asta de aici, care e interesant ca și art abstract. Așa. Bun. Deci acum avem niște metrici în OpenTSDB, dummy. Ce putem să facem acum e să rulăm un anumit main, mainul ăsta și zicem unoptimized. Optimized, cred că așa era. Dacă îl rulează pe ăsta, vedem ce s-a întâmplat. Și vedem așa. Îmi trimite un request pentru metrica A, după care primește un response pentru metrica A, și mi-a returnat două valori, pentru că am mai băgat câteva valori în mai devreme. După care execut alt request pentru metrica B și îmi dă un response pentru metrica B. Și din cauza că are rezultatele pentru ambele metrici, poate să-mi calculeze rollup-ul AB, care necesită metricile A și B și îmi dă 30. După care începe să-mi execute request-ul pentru metrica A încă o dată și pentru... primește răspunsul la ea, execută request-ul pentru metrica C, are ambele metrici și poate să-mi calculeze în sfârșit rollup-ul ăsta 116. Ok. Bun. Deci asta a fost varianta neoptimizată în care pentru fiecare metrică execut un request, primez răspunsul și tot așa. Bun, ce să fac acum e că o să fac clean-up la OpenTSDB, pentru că altfel se strică demo. Da, deci. De ce se strică? Pentru că am mai multe... unde era? Nu mai... Aveam, pentru un singur query, aveam două rezultate. Și cumva... Dar nu e head-ul? Parcă așa am văzut. Da, dar nu știu care pe care îl dă. Head-ul. Nu se știe ordinea neapărat la metricile alea. Nu știu dacă o de pe prima sau pe a doua. Deci cumva, invarianta e că pentru un query trebuie să am un singur rezultat din OpenTSDB. Mă rog, dacă nu e așa, arunci o excepție, dar mergi pe invarianta asta de business, oarecum. Ok, down și up din nou. Da, asta îmi pune, în Docker îmi pune și un hashbase, îmi pune o grămadă de treburi, care, lucruri despre care se plâng colegii mei de la DevOps. Zic, băi, nu vrem să mai facem maintenance la treaba asta. Dar, da, ok, rulează. Să generez niște metrici din nou. Asta a fost C-ul. B. A. Ok, să mai rulez o dată în optimized. Ok.
Bun, deci acum pentru un query mi-a scos un singur răspuns, pentru alt query mi-a scos un singur răspuns și tot așa. Deci cumva invarianta se menține și am rezultatele astea, 1266 și 1257. Okay. Care sunt doar niște sume, sunt sume pe valorile alea din interval. Bun, acum mergem înapoi în main și am executat unoptimized. Deci am trimis argumentul unoptimized și mi-a executat valoarea asta, task de unoptimized. O să trimitem acum optimized, care mi-a executat optimized. Asta ce face? Cam aceleași lucruri. Instanțiază un HTTP client, îl trimite către un non-optimizing OpenTSDB. Diferența apare aici. Am un optimizing OpenTSDB client și dacă mai sus aici un rollup primea un non-optimizing OpenTSDB client, acum un rollup va primi un optimizing TSDB client. Deci injectez mai întâi layer-ul care mă lasă să traversez arborile, să văd ce query-uri au fost trimise și după aia să le recuperez. Și injectez pe ăsta, am rollup-urile, le execut ca înainte. În schimb, de data asta, dacă aici pentru task-ul A obțineam un task de unit, pentru task-ul ăsta obțin un execution plan, i-am spus eu, de unit. Acest execution plan e abstracția care mi-acumulează mie query-urile care s-au cerut. Și la final de tot pot să fac același sequence pe lista de task-uri, îmi dă marele execution plan cu tot ce s-a executat, iar acest execution plan în final îl execut cu acel non-optimizing OpenTSDB client, deci două layere. Iar optimizing OpenTSDB client ăsta ce face? Deci implementarea de OpenTSDB, numai că aici unde înainte aveam task, F-ul ăla, aici am un execution plan. Deci F-ul ăsta de aici e acum un execution plan și când zic fetch one, am deleg mai departe. Și asta nu face decât să... execution plan ține o stare. Aici lucrurile chiar devin complicate. Deci execution planul ăsta ține o stare cu query-urile executate și când am fetch one, pur și simplu iau request-urile văzute până acum și mai bag una în coadă, în față. Deci am o listă de... Lista asta de aici e starea. Ăsta e state monad și asta e starea pe care o menține. Am o listă de OpenTSDB request și fetch one atât îmi face. Îmi bagă într-o listă ce query-uri s-au executat. Problema e ce îmi returnează. Pentru că nu, din cauza că eu încă n-am executat query-ul, nu pot să returnez încă rezultatul calculării rollup-ului. Ci va trebui să returnez altceva. Va trebui să returnez o funcție, reader ăsta, care primește la un anumit moment în viitor, deci un fel de continuation, primește toate rezultatele care au fost trimise, care au fost trimite la OpenTSDB și aceste results care este un map practic, din map-ul ăla se uită care a fost rezultatul pentru request-ul. Deci cumva face o distribuire înapoi la ceea ce a executat. Și de asta am aici acest tip foarte complicat care îmi spune că, deci am un state monad, primul parametru este starea pe care o păstrez, o listă de request-uri și ce returnez e, reader-ul ăsta practic e funcție. E o funcție care primește într-un final rezultatele indexate după request-ul original și în final poate să-mi returneze acest A care va fi rezultatul rollup. Cum să-i spui? Nu e al meu reader ăsta, e dintr-o bibliotecă externă, Cat se numește. Chestia e că poate să aibă un nume și mai urât de atâta, poate să se numească Klaisli, poate să se numească. Măcar reader îți spune că citește un parametru, adică cumva... Oricum, deci reader-ul, ce puteam să fac aici în loc analog de reader, whatever, să fie funcție de la result by request către A. E izomorfică, e echivalent. Am făcut cu reader pentru că îmi dă alte utilitare după aia. Dar cam asta e. Cumva rezultatul e o funcție care primește la un moment dat în viitor tot răspunsul. Ce s-a întâmplat aici? Ok. Ce face acest execute? E complicat. Sincer să fiu, asta a fost mai complicat decât să-mi dau seama cum pot să fac optimizarea.
Pentru că aici a trebuit să grupez query-urile după interval, să le scot pe alea duplicate și toată treaba asta în așa fel încât la final să pot să distribui rezultatele la query-urile originale. Dacă am o listă inițială de 10 query-uri, după optimizare s-ar putea să fie de 5 query-uri pentru că am eliminat duplicatele și cumva la 5 query-uri am 5 rezultate. Iar aceste 5 rezultate trebuie distribuite la query-urile inițiale. Adică, probabil că un query a avut, nu știu, nu, 4 query-uri au un singur rezultat, 2 au un singur rezultat, ceva de genul. Deci e o distribuție. Nu intru în asta că e complicat. Dar asta face. Execute. Ok. Mă rog, și aici e și instanța de aplicativ de la execution plan, care e destul de simplă, de fapt. Deci, cum ziceam mai devreme, aplicativ trebuie să aibă două metode, două funcții, pure și up. Pure-ul nu face decât să construiască un execution plan care are o stare goală, care returnează o funcție care ignoră parametru și într-un final returnează asta. Pare, da, e, când spui sună dubios, dar cumva se aliniază tipurile și o scrii destul de repede. Iar la execution plan, pur și simplu din FF-ul ăsta, starea FF-ului e o funcție, deci starea pe care o menține acest FF e o funcție, nu știu dacă se vede, mă rog, da, reader, funcție. Iar starea lui FI e altă funcție și după aia trebuie să... Aici sintaxa e inversă față de ce am arătat. Cumva funcția e în spate și argumentul e în față. Asta din cauza unor limitări ale sistemului de tipuri din scală. Dar în principiu ce fac aici e că apelez funcția F cu rezultatul A. Ok. Și ce mai am altceva pe aici? Nu mai am nimic. Putem să mergem... Ce anume? Se face, da, la execute. Am ajuns prea repede la asta, de fapt mai încolo. Se face aici. Deci distinct ăsta o să scoată toate query-urile duplicate din lista aia. Iar batching-ul se face aici. Batching-ul practic îți... toate query-urile cerute pentru un interval sunt băcate într-un singur query pe acel interval, dar cu mai multe subquery-uri. Are sens? Adică... nu știu dacă... Deci e somul ăla care ai interval și ai o listă de metrici. Da, adică dacă am programul meu poate să execute ceva de genul ăsta. Ăsta e o dată și ăsta e a doua oară. Acum vorbesc la nivel de JSON, dar el se întâmplă ca structură de date. Deci o parte a programului execută request-ul ăsta cu un singur query. Altă parte a programului îmi execută request-ul ăsta cu un singur query, dar același intervale. Și astea două sunt combinate ca să dea treaba asta. Adică se păstrează intervalul și doar se bagă query-ul în același e un merge. Ai putea... am vrut să văd dacă poate să fie monoid, dar nu, că n-am cum să scot un start și un end din burtă, decât dacă îi pun beginning of time și end of time sau ceva. S-ar putea să meargă un semigrup, dar... nu știu. Poate niciodată. Ba nu. Da, corect. Da, nu, nedumerirea mea... tu zici la semigrup? Da. La semigrup, da. Le combin. Corect, da. Da. Le encodezi valorile start și end în tip. Da. Problema mea era, în principiu, la monoid, pentru că la empty, monoid empty, ce puneam la start și end? Așa la query-ul pun un regol, dar la alea nu e nimica care să aibă sens. Are sens, Dan? Ok. Deci, da, în execute aici se face asta, scoaterea duplicatelor, batching-ul și restul. Bun, deci am roll-up-urile care se folosesc de OpenTSDB client-ul ăsta. Partea interesantă mi se pare asta. Deci bucata asta de aici se folosește de instanța de aplicativ ca să optimizeze toate roll-up-urile care se află într-o listă. Deci
pare nevinovată linia asta, dar de fapt aici se petrece toată optimizarea. Iar la final, pe acest mare execution plan, îl execut și fac delegare la clientul naiv de OpenTSDB, adică la care chiar se duce la bază de date. Iar treaba asta de aici e ca să se mulțumesc compilatorul de scala. Da, dacă nu pun asta, o să-mi zică că... Bă, sau nu? Ia... Ba, nu. Merge. Asta e. Ia, compilează. O să deschid o consolă nouă de SBT pentru că vreau să compar rezultatele. Și dacă lucrurile merg bine, o să fie aceleași rezultate, dar cu mai puține request-uri. Să-ți compară. Ok, a compilat. Acum încercăm varianta optimized. Să vedem ce este. Bun. Deci avem așa, rollup AB e 1266. Dacă mă duc în celălalt fereastră, rollup AB e 1266. Ok? Deci asta e asta. Și optimized rollup AC 1257, unoptimized tot 1257. Deci rezultatele sunt identice. Dacă ne uităm la loguri în schimb, vedem un singur request în care se face un request pentru metrica C, A și B, deci A-ul a fost scos chiar dacă a fost folosit de două ori și toate query-urile au fost băgate într-un singur payload JSON și primesc un singur response care are rezultate pentru mai multe metrici C, A, B, toate cerute. Poate să calculează rezultatul. Deci ceea ce inițial însemna 4 request-uri HTTP, acum s-a transformat într-unul singur. Și toată treaba asta în speranța că OpenTSDB știe să se folosească de lucrurile astea în așa fel încât să-mi ia datele mai eficient de pe disc. Cumva de la asta a fost premiza de la care am pornit ca să fac toată treaba asta. Premiza pe care n-am verificat-o. Dar m-am distrat. Și între timp am mai învățat o chestie sau două despre aplicativ. Da, întrebări până aici? O să explic un pic de ce tip face optimizarea asta, nu ce se întâmplă acolo, pe care cumva nu s-a dat de aplicativ. Da, numai că Sequence cere un aplicativ. Da. Dar să-ți explic cum anume se întâmplă weaving-ul ăsta, adică n-am o reprezentare grafică intuitivă pentru cum se întâmplă. Tot ce pot să zic e că în momentul în care e aproape ca un fall, nu? Că traversează lista de execution plans și când mai vede ceva, îl pupă cu celălalt, știi? Și face unul mare la final. Pentru a se face cu atât de tipuri de date care doar chestii nu cer requestul pe sau... Ce anume din... Deci ce se întâmplă aici e că îmi face un mare execution plan. Dar execution planul ăsta, într-adevăr, de-abia în execute o să facă deduplicarea și alea. Asta e o întrebare bună, pentru că poți să faci deduplicare și batching în timp ce treci prin. Așa am făcut acum un an. Deci în codebase-ul din producție așa e. Se face deduplicarea în timp ce trec prin listă. Nu mențin o listă de request-uri, mențin un set de request-uri, cumva. Am ales aici să fac toată treaba asta în execute un pic mai târziu, pentru că mi se pare mai ușor, unu, și doi, are avantaje de genul, inițial am avut 10 request-uri și le-am optimizat la 5, sau ceva de genul. Pe când dacă faci mai devreme, va trebui să ții minte și un număr de request-uri pe care le-ai optimizat, un counter sau ceva. Adică te lasă, nu știu, ai putea pentru debugging să faci asta. Are sens? Da. Și ce mi-ar mai plăcea să fac în viitor la treaba asta ar fi un profiling OpenTSDB client care eventual să vadă cât durează un request cu un interpretor, cât durează cu celălalt interpretor și să facă switch între interpretoarele la runtime cumva. Adică dacă ăla optimizing e totuși prea încet pentru că OpenTSDB nu știe lucruri, să facă switch la celălalt. Și asta e un fel de așa, de just-in-time compiling. Dar n-am ajuns la asta. Nu s-a plâns nimeni că merge greu, așa că nu am făcut nimic. Da, și mai sunt posibilități. De pildă, ce fac eu acum e să mă uit dacă intervalele din query-uri sunt identice.
Dar n-am nevoie de asta, trebuie doar să văd că unul e inclus în celălalt. Și pot să fac request pentru intervalul mai mare și pe aia pe ăla mai mic să-l extrag din asta. Ceea ce ar mai optimiza anumite scenarii, de exemplu dacă am un request pe 15 minute și altul pe 5 minute. Asta în momentul ăsta nu se deduplică. Dar dacă mă uit că sunt inclus, aș putea să-l scop ăla de 5 minute. Ceva de gen, ceva aproximativ, de exemplu ai intervalul ăsta și ai un gap mic între ele și... Corect. Poți să faci asta. Da. Și asta e bună idee. Da. Da, adică dacă vrei să te distrezi cu asta, te distrezi, da, nu știu. E fain. Bun. Așa, nu l-am scris, doar l-am citit. Bun, și o observație de final. Din ce am văzut eu, deci până și proiectul ăla de la Facebook, Huxley, și alte instanțe similare, în general când ai o instanță de aplicativ care are o semantică paralelă, și zic semantică paralelă pentru că nu-i musai să fie executat pe mai multe thread-uri sau procese, doar semantica să fie paralelă, dacă ai o instanță din asta paralelă de aplicativ, nu prea se pupă cu o instanță de monadă. O instanță de monadă de obicei cere o execuție secvențială și ca să respecti legile monadice și aplicative, trebuie ca și implementarea de aplicativă să fie secvențială. Deci dacă la execution planul meu decid să-i pun o instanță de monadă, atunci instanța mea de aplicativ nu mai poate să facă nicio optimizare, dacă vreau să fiu loft, legal. Și din ce am înțeles și ăștia la Facebook, au cedat și au zis că nu ne interesează legile, vrem să avem performanță. Și cumva au o instanță care nu respectă legile. Dar, na, trade-off. În schimb, se pare că există o soluție. Biblioteca asta pe care am folosit se numește Cats, de la Categories. Și de curând au adus un type class care se numește Parallel și inspirat în PureScript și asta cumva te lasă codul client, deci codul care folosește IDSL-ul, lasă să specifice dacă vrea să folosească instanța secvențială de aplicativ sau instanța paralelă de aplicativ. Deci poți să faci cumva, client code poate să decide, vreau secvențial sau vreau paralel. N-am făcut încă asta, iarăși e posibil future work. Și future work la care m-am gândit în timp ce făceam prezentarea e static analysis pe Arrow Computations. Asta n-am făcut prea multe, dar ideea e așa că Arrow, care e altă abstracție, generalizarea monadelor din câte am citit, cumva te lasă să ai data dependencies între doi pași ai computației în timp ce păstrează capabilitatea de a traversa tot arborele de computație ca să faci optimizări. Ceea ce e interesant. Adică o instanță monadică nu te lasă să traversezi arborele astea de computație, pe când o instanță de Arrow te lasă. Și există un blog post despre asta în Haskell, dar m-a depășit. L-am citit, dar n-ai cu profunctor, cu chestii. Dar despre asta vorbește. Și nu știu, o să mă mai luai peste un an, poate atunci o să mă prind. De obicei așa se întâmplă, las la dospit. Da. Și mă rog, dacă vrea cineva să prezinte, am vorbit cu Dan, cu Sorin, încă n-am vorbit, ți-am zis odată de n-am mai vorbit. Da, dați-mi un mail și da, întrebări dacă mai aveți. V-am ținut o groază. Că ideea mi se pare așa foarte de bun simțit de a face batching de impostul și întrebarea e ce m-a făcut cineva în biblioteca aia de OpenTSDB, practic. Păi, faza e că eu nu e nicio bibliotecă de OpenTSDB. De fapt, layer-ul meu cel mai de jos e acel HTTP client. Adică, dar nici nu cred că există un SDK oficial de OpenTSDB pentru JVM sau așa. Deci tot ce expune OpenTSDB-ul e web API-ul ăsta. Și asta înseamnă că... Să scrii pe toate limbajele, plântești, Da, exact. Da. Descurcați. Da. Da, dar într-adevăr, na, adică întrebarea e de ce nu au dat un SDK care să facă treaba asta. Dar oricum proiectul e aproape mort sau dacă nu mort în comă, nu prea se mai dezvoltă la el. Da, na. Da. Nu trebuie să interpretezi așa. În general, lucrurile de la care nu se mai dezvoltă înseamnă că au ajuns la apex. Nu stai la perfectă, nu se durește mai mult. Sunt de acord cu tine, numai că
anunță pe pagina lor de proiect că în versiunea 2.4 au fost introduse roll-ups. Și unde e versiunea 2.4? Încă nu a fost release. Și noi aveam nevoie de niște roll-ups, na. Ultima e 2.3. Da, e... Na. Da, ne facem treaba cu el. Deocamdată, așa că... Da, nu știu. E ok. Plus că mi-a dat mie posibilitatea să mă distrez, adică ce... Făcut sens instanțe de treabă să văd să văd să ceva... Păi... E comunitatea fericită să scrie mai simplu funcțiile. Cred că la părțile astea de optimizare cu... Dar asta nu ține neapărat de execution plan. La părțile de optimizare poate că vreun monoid, vreo treabă, vreun semigrup pe acolo, poate că făcea lucrurile mai simple. Dar n-am investigat. Dar strict pe partea de execution plan, adică instanța asta de aplicativ, nu știu ce altceva aș putea să-i dau mai util. Da, nu știu. Arrow. Da. Da, și cam... Cam asta. Bun, păi atunci am terminat. Mersi.